leadership situațional, o doctrină, să spunem, de control și conducere a oricărui grup, astfel încât să atenuezi conflictele. Prin strategii de comunicare și prin strategii de debate să-i fac să scoată la suprafață informațiile. Să-mi adun elevii, să-mi alcătuiesc un club în școală, în așa fel încât să îi învăț să dezbată. Cred că asta e cel mai important. Am senzația că a fost un moment bun să văd unde am greșit sau ce aș putea să fac mai bine. Am apucat să aflu mai multe din culisele meciurilor de dezbatere și cu siguranță o să-mi fie foarte utile în activitatea didactică. În primul rând, faptul că învățământul înseamnă mai mult decât repetiție, înseamnă mai mult decât memorie, înseamnă să gândești. O schimbare sigur reușesc să fac. De atitudine, de valori, de principii, de curaj.